Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am regăsit la știri. Administrația locală de la Hunedoara este tot mai preocupată de modernizarea Castelului Corvinilor. Un monument de o asemenea învergură și de o vechime inestimabilă trebuie protejat, iar din acest motiv aici se derulează frecvent lucrări de reabilitare. Castelul Corvinilor, monumentul emblemă pentru municipiul de pe Cerna, este în continuare în atenția administrației locale. De-a lungul timpului, aici s-au derulat mai multe lucrări de reabilitare, iar pentru că vechimea castelului își pune din ce în ce mai mult amprenta pe clădire, reprezentanții primăriei sunt prompți și efectuează aici toate lucrările necesare păstrării în cele mai bune condiții a castelului. Am realizat deja un studiu de fezabilitate și partea de DALI. Urmează să depunem acest proiect imediat ce ghidurile de finanțare se vor deschide. Practic, suntem pregătiți 100% să intrăm cu acest proiect la finanțare. Valoarea proiectului este 7,5 milioane de euro. Din câte cunosc până acum, valoarea maximă este de 5 milioane de euro, dar am făcut demersuri către Comisia Europeană să suplimenteze această sumă. Ne ajută foarte mult europarlamentarul Mircea Diaconu, care a fost în mai multe rânduri la Castelul Corvinilor și care a depus un amendament la Parlamentul European pentru majorarea sumei de la 5 milioane la 10 milioane. Practic, aici se vor efectua lucrări de reabilitare interioară a monumentului, lucrări la acoperiș, refacerea frescelor. Se dorește creșterea atractivității castelului prin crearea unor trasee speciale pentru turiști și mai mult decât atât, să se aducă la castel, așa cum era în trecut, gărzi, cavaleri, tot ce ține de epoca medievală. Senatorul UNEPR Haralambie Vochițoiu a depus un proiect de lege care, dacă va fi aprobat în județul nostru, se vor construi 22 de creșe pentru copii. Vochițoiu este de părere că în momentul de față, atât în județ cât și la nivelul întregii țări, cetățenii au nevoie de creșe, de spații în care să-și poată lăsa copiii atunci când nu au posibilitatea de a-i ține în preajma lor. Un proiect de lege care va aduce și România la standardele europene, adică la 10.000 de locuitori, neapărat să existe o creșe. Să fie construit un număr de creșe, este împărțit pe fiecare județ. Județul nostru va beneficia dacă acest proiect de lege care, repet, deși este al UNEPR-ului, a fost semnat în concluzie îmbrățișat de peste 100 de parlamentari. Dacă acest proiect va fi validat și va trece de toate comisiile și voturile din Parlament, în județul Hunedoara se vor construi 22 de creșe. E vremea colindelor, astfel că îmbujorați și cu emoție în glas, mai mulți copii au plecat la colindat. Primul popas l-au făcut la Deva Goldesa. Copiii din clasa a doua de la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva au fost primii colindători care au trecut pragul companiei SC Deva Goldesa. Ne face o deosebită bucurie că avem primii colindători pe acești minunați copii care cred că se bucură și ei la fel și în numele colectivului angajaților al SC Deva Gold le dorim multă sănătate, la mulți ani, un an nou fericit pentru ei, pentru părinții lor și pentru viitorul de mâine. Încă o dată le mulțumesc și le dorim multă sănătate lor din partea tuturor colaboratorilor. Copiii au fost recompensați de către conducerea companiei cu daruri. Cei mici au fost extrem de fericiți pentru cadourile primite. Multe, multe dulciuri. Te așteptai să primești atâtea dulciuri astăzi? Nu. Iată, Moș Crăciun a venit mai repede pentru voi astăzi. Da. Tu ce-ți dorești de la Moș Crăciun? Păi niște sănătate, bucurie și fericire.
Astăzi, îmbrăcați în costume populare, mai mulți copii din comuna Certejul de Sus au interpretat dumnezeiește colinde tradiționale românești spre încântarea angajaților SC Deva Gold. A fost pentru prima dată când emoțiile pe care au venit și clipele plăcute care îi amintindu-mi de copilărie din vremea când aveam anii lor, când mergeam în continuare și eu cu colinzele în satul natal în care m-am născut și am vrut de aia să le transmit un mesaj din partea firmei, a întreprinderii pe care o reprezint, un sănaș de multă sănătate, fericire și că bine au venit în casa lor. Balul Crăciunului încheie seria activităților dedicate sărbătorilor de iarnă organizate în fiecare an în această perioadă de elevii Colegiului Național de Ceval din Deva. Bună seara, dragii noștri spectatori! Vă invităm ca în această seară să urmăriți un spectacol închinat sărbătorii nașterii Domnului, organizat de elevii claselor liceale de la Colegiul Național de Ceval. Este o tradiție ca în preajma fiecărui Crăciun, elevii colegiului nostru să organizeze diferite spectacole prin care să-și manifeste talentul, creativitatea și spiritul lor artistic. Mulțumim tuturor elevilor care s-au implicat în organizarea acestui bal, cadrelor didactice care i-au coordonat, precum și conducerii Colegiului Național de Ceval. Evenimentul din centrul Devei a fost deschis cu punerea în scenă a unei mici piese de teatru cu specific acestei perioade. Stai, Nova! Știu că ești supărat pe Crăciun, dar avem o propunere pentru tine. O propunere? Da, o propunere. Te vom lăsa să te plimbi prin vii și vei vedea frumusețea Crăciunului, așa cum o vedem noi toți. Iar dacă îți va plăcea, te vei lăsa să sărbătorim în continuare. Mă îndoiesc că veți putea, așa că vă dau o singură șansă. Nouă doarme și visează și Crăciunul însadează. Colindele au fost apoi cele care au răsunat în Piața Unirii din Deva. Spectacolul din această seară încheie seria de manifestări dedicate Crăciunului. Elevii și profesorii Colegiului Național de Ceval în această săptămână au pregătit o serie de spectacole cu tematica Crăciunului. Au fost invitați părinții și au participat un număr cât mai mare de elevi. Ne bucurăm că am reușit să realizăm aceste frumoase spectacole în centrul municipiului și doresc pe această cale să adresez elevilor, părinților, un călduros la mulți ani. Spectacolele organizate de elevii Deveni au devenit deja o tradiție și vor fi duse mai departe de această unitate de învățământ. Mai sunt doar câteva zile până la sărbătoarea Crăciunului, astfel că tot mai mulți sunt cei care trec pragul postului nostru de televiziune pentru a vesti minunea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. De această dată am fost vizitați de colindătorii Centrului de Pedagogie Curativă din Simeria. Să vă zâne ca să-n ceasă.
colindătorii Centrului de Pedagogie Curativă din Simeria, atât elevi cât și cadre didactice, doresc prin colindul lor să aducă bucurie în sufletul celor din jur, să le ureze sărbători fericite, un Crăciun nemaipomenit și anul care vine să ne aducă bucurii tuturor. Continuăm jurnalul cu grupajul de știri pe scurt. RCSRD s-a deschis în Deva primul magazin sub brandul Digi, situat pe bulevardul Decebal, bloc R, parter, vis-a-vis de tipografia Astra. Noul magazin Digi este prezentat sub un concept nou și inovator și este deschis de luni până vineri între orele 9-18, iar sâmbăta între 9 și 14. Această etapă face parte din procesul de tranziție a produselor și serviciilor companiei RCSRD către brandul Digi. Până în acest moment, compania a aliniat sub acest brand întreaga ofertă de servicii de telecomunicații, precum și divizia de conținut TV, respectiv toate televiziunile deținute. Obiectivul companiei este acela de a extinde comunicarea brandului Digi și la nivelul rețelei sale de magazine de prezentare. Schimbarea aduce un nivel sporit de interacțiune cu clienții, care sunt consiliați de personalul companiei pentru a putea face o alegere cât mai potrivită cu necesitățile lor de comunicare. În perioada 21 decembrie 2015-3 ianuarie 2016, cu excepția zilelor nelucrătoare, programul de relații cu publicul la compartimentele Registratură, Arhivă, Arhivă Falimente, Biroul Apostilare, Acte, Biroul de Informare și Relații Publice, din cadrul Tribunalului Hunedoara, se va desfășura de luni până miercuri între orele 10 și 12. Joi, 24 și 31 decembrie 2015, compartimentele mai sus menționate nu vor desfășura activități de relații cu publicul. Începând cu data de 4 ianuarie 2016, programul de relații cu publicul la aceste compartimente va reveni la orarul anterior. Municipalitatea a lansat un proiect prin care cetățenii Devei au acces gratuit la internet în 7 zone centrale ale orașului. Prin acest proiect, Primăria Deva își propune o abordare integrată de promovare a accesului cetățenilor și turiștilor la tehnologie și comunicații. Zonele publice cu internet gratuit sunt Piața Unirii, Piața Victoriei, Piața Aras, Platforma Ardealul, zona Deva Mall, intersecția Bulevardul Decebal cu Bulevardul Iuliu Maniu, zona Poșta Veche, intersecția Bulevardul 1 decembrie 1918 cu Bulevardul Iuliu Maniu, zona Tribunal Prefectură. Parola de acces public este Deva 2020. Potrivit informațiilor furnizate de Primăria Deva, aceasta este o primă etapă de implementare a proiectului Acces liber la internet al cetățenilor și turiștilor. În perioada următoare vor mai exista și alte zone propuse spre a fi incluse în proiect, mai spun reprezentanții administrației publice locale. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. În decembrie, ninge cu premii. Ziarul Hunedoreanului și Hunedoara TV ți-au pregătit un nou concurs. Participă și poți câștiga unul din cele 10 pachete cu produse oferite de Agil, Boromir, Cramele Recaș, Alca, Extenso Blue și Biblioteca Județeană Ovid Densușianu. Ce trebuie să faci? Cumpără ziarul Hunedoreanului în perioada 3-21 decembrie 2015. Decupează talonul de concurs, completează-l integral și pune-l în una din cele 7 urne special amenajate în Deva, la chioșcul Dop Press din Piața Unirii sau la redacția ziarului Hunedoreanului. Hațeg, chioșc Mira Press, Piața Muncii, lângă Bila. Brad, chioșc Mira Press, Piața Agroalimentară, strada Avramiancu. Orăștie, chioșc Mira Press, Piața Agroalimentară, strada Prica. Hunedoara, chioșc Mira Press, zona Teatru, strada George Coșbuc, sau Petroșani, chioșc Mira Press, strada Victoriei, vis-a-vis de judecătorie. Extragerea va avea loc în 22 decembrie la Hunedoara TV, în cadrul jurnalului de știri de la ora 18. Sărbători de iarnă la Deva.
O nouă ediție a Târgului de Iarnă va începe pe 28 noiembrie. Pe tot parcursul manifestării, în Piața Unirii vor avea loc diverse evenimente artistice, care vor completa timpul petrecut la căsuțele cu bunătăți de sărbători. Programul complet este afișat stradal pe site-uri și pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean. Anul se va încheia cu un concert extraordinar susținut de Pasărea Rock. Vă așteptăm în Piața Unirii pe tot parcursul Târgului de Iarnă. Sunt proaspete, gustoase, pline de energie, preparate din carne de cea mai bună calitate după metode tradiționale din Banat. Fii agil, plin de viață și putere. Gustă delicioasele mezeluri, agil. Agil, pentru momente gustoase din viața ta. De sărbători, Cramele Recaș vă invită să sărbătoriți alături de un vin cu personalitate. Castel Huniade. Cramele Recaș. Din respect pentru vin. Unii îi spun Jingle Bells FM. Noi îi spunem tot Magic FM. În decembrie, Magic FM este radioul lui Moș Crăciun. Magic FM. Am luat altă apă. No, bine ai făcut. Dar pentru rinichi o fi bună? Bună. Dar pentru ficat? La tăte e bună. Da, de sete strece? Și de sete strece. Tare e bună. Perla Apusenilor. Bă, ăsta e miracolul ăla de la Chimindia. L-am rebranduit, cum se zice la noi, în Ardeal. Tare e bună. Perla Apusenilor, izvor de sănătate. El este Alex. Alex este un erou de comedii, drame și telenovele. I-a lipsit însă acțiunea, care presupune viteză, până acum. Obișnuit acum cu viteze superioare, Alex recomandă 1000. 1000 de megabits pe secundă. Cea mai mare viteză de internet din partea asta de lume. Acum, Alex va prezenta permisul de viteză. Diginet Fiberlink 1000, de la doar 45 de lei pe lună. Continuăm jurnalul cu știrile din sport. Zilele trecute s-au disputat noi etape din cadrul campionatului județean de handbal pentru junior 4, atât la fete cât și la băieți. În sala de sport a Școlii Generale numărul 3 din Cugir s-a desfășurat cea de-a doua etapă a campionatului județean de handbal pentru junioare 4. La startul competiției au fost înscrise un număr de 5 echipe, respectiv CSO Cugir, CSS Hunedoara 1, CSS Hunedoara 2, CS Vulcan și CSS Petroșani. La competiție au participat echipe din județele Hunedoara și Alba, iar explicația pentru acest lucru este destul de simplă. Astfel cum în Alba nu există asociație județeană de handbal, echipele din județul vecin s-au afiliat la cea existentă în Hunedoara. Revenind la competiția de la Cugir, trebuie spus că aceasta a fost câștigată conform așteptărilor ca și prima etapă de fetele de la CSS Petroșani, echipa din Valea Jiului câștigând toate cele 4 meciuri disputate. Și clasamentul final a fost aproape identic cu cel din prima etapă, după Petroșani clasându-se Cugir, Hunedoara 1, Vulcan și Hunedoara 2. Cea de-a treia și ultima etapă a campionatului județean de handbal pentru junioare 4 se va desfășura anul viitor la Deva, la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lui martie. Joi la București s-a desfășurat gala rugby-ului românesc, în care au fost premiate performanțele obținute în acest an de practicanții sportului cu balonul oval din țara noastră.
Printre performeri s-a numărat și echipierul celor de la Știința Petroșani, Remus Zaharescu, acesta cucerind, în urma unui sondaj realizat de Federația Română de Rugby, titlul de cel mai bun jucător al Ligii Naționale, al doilea eșalon valoric al țării. Zaharescu, în vârstă de 20 de ani, este petroșenean jet-beget, în prezent fiind student la Cluj. Tânărul jucător al Științei Petroșani a fost component și al echipei naționale de sub 19 ani la rugby în 7 și ținând cont de valoarea pe care a arătat-o în acest sezon, aproape sigur va părăsi clubul din Valea Jiului pentru o echipă mai valoroasă. Tot cu ocazia galei rugby-ului românesc, cei de la Știința Petroșani au primit medaliile și diplomele de câștigători ai Ligii Naționale, performanță care le dă dreptul ca în sezonul viitor să evolueze în Superliga Națională, primul eșalon valoric al sportului cu balonul oval din România. Rugbiștii de la Știință au mai fost premiați zilele trecute și în orașul lor, dar autoritățile locale și județene nu au participat la festivitate, deși au fost invitate. Scrierea Științei în Superligă rămâne problematică din cauza lipsei de finanțare, echipa aparținând de Ministerul Educației, care nu este foarte generos cu fondurile pentru sport. Din păcate, nici de prin alte părți nu se prea întrevăd speranțe de a obține bani. Să vedem cum va fi vremea zilele următoare în județul Hunedoara. La noapte vom avea temperaturi cu minus în majoritatea localităților din județul Hunedoara. Minus 2 grade se vor înregistra la Hunedoara, Simeria, Călan și Brad, iar la Petroșani, Petrila, Uricani, Orăștie, Gioagiu și Hațeg, mercurul din termometre se va opri la minus 1 grad. Ziua de mâine va aduce precipitații în majoritatea zonelor din județ. 5 grade vor fi la Orăștie și Gioagiu, iar la Hunedoara, Petroșani, Petrila, Uricani, Simeria, Călan și Brad, la orele amiezii nu se vor înregistra mai mult de 6 grade Celsius. Maxima zilei de 7 grade se va resimți la Hațeg. În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi mai mult acoperit de nori. La Petroșani, Petrila și Uricani se vor înregistra minus 3 grade Celsius. La Hunedoara, Simeria, Călan și Hațeg, termometrele vor indica minus 2 grade, iar la Orăștie, Gioagiu și Brad se va înregistra minus 1 grad. Pentru ziua de duminică, meteorologii ne aduc vești bune. Soarele își va face simțită prezența întreaga zi, iar temperaturile sunt în creștere. 5 grade Celsius se vor înregistra la Orăștie și Gioagiu, iar la Brad vor fi 6 grade. La Hunedoara, Simeria și Călan, termometrele vor indica 7 grade Celsius, iar cele mai ridicate valori de 9 grade se vor înregistra la Petroșani, Petrila, Uricani și Hațeg. În noaptea de duminică spre luni, cerul va fi acoperit de nori, însă veștile bune sunt că temperaturi cu minus vom avea doar la Petroșani, Petrila și Uricani. La Orăștie și Gioagiu vor fi 2 grade, iar la Hațeg și Brad se va înregistra cu 1 grad mai mult. Maxima nocturnă de 4 grade se va înregistra la Hunedoara, Simeria și Călan. În reședința județului Hunedoara, la noapte se vor înregistra minus 2 grade. Mâine temperaturile se vor situa în jurul valorii de 6 grade Celsius, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, termometrele vor indica cel mult minus 2 grade. Duminică temperaturile nu vor depăși 7 grade Celsius. În noaptea de duminică spre luni, cerul va fi acoperit de nori, iar mercurul din termometre se va opri în dreptul valorii de 4 grade Celsius. Aici se încheie buletinul de știri. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend cât mai liniștit. La revedere! Lorena Beauty Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Lorena Beauty Salon.
decembrie ninge cu premii. Ziarul Hunedoreanului și Hunedoara TV ți-au pregătit un nou concurs. Participă și poți câștiga unul din cele 10 pachete cu produse oferite de Agil, Boromir, Cramele Recaș, Alca, Extenso Blue și Biblioteca Județeană Ovid Densușianu. Ce trebuie să faci? Cumpără ziarul Hunedoreanului în perioada 3-21 decembrie 2015, decupează talonul de concurs, completează-l integral și pune-l în una din cele 7 urne special amenajate în Deva, la chioșcul Dop Press din Piața Unirii sau la redacția ziarul Hunedoreanului, Hațeg, chioșc Mira Press, Piața Muncii, lângă Bila, Brad, chioșc Mira Press, Piața Agroalimentară, strada Avramiancu, Orăștie, chioșc Mira Press, Piața Agroalimentară, strada Prica, Hunedoara, chioșc Mira Press, zona Teatru, strada George Coșbuc, sau Petroșani, chioșc Mira Press, strada Victoriei, vis-a-vis de judecătorie. Extragerea va avea loc în 22 decembrie la Hunedoara TV, în cadrul jurnalului de știri de la ora 18. Sunt proaspete, gustoase, pline de energie, preparate din carne de cea mai bună calitate după metode tradiționale din Banat. Fii agil, plin de viață și putere. Gustă delicioasele mezeluri, agil. Agil, pentru momente gustoase din viața ta. De sărbători, Cramele Recaș vă invită să sărbătoriți alături de un vin cu personalitate. Castel Huniade. Cramele Recaș. Din respect pentru vin. Primăria Deva anunță că s-a modificat metodologia de emitere a acordului pentru exercitarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață în municipiul Deva. Astfel, pentru obținerea autorizației de funcționare, pe lângă documentația cerută până în prezent, se vor solicita următoarele acte: autorizația privind securitatea la incendiu pentru spațiile comerciale, notificare de la Direcția de Sănătate Publică pentru toate activitățile comerciale ce implică produse alimentare, alimentație publică, coafură și activități de curățenie. Autorizația sanitar-veterinară pentru toate activitățile comerciale ce implică produse alimentare precum și de alimentație publică. Releveul spațiului sau planuri care au stat la baza autorizației de construcție pentru agenții economici, a căror activitate este cea de alimentație publică de tip bar, restaurant, sală de evenimente sau terasă, din care să reiasă suprafața exactă a tuturor spațiilor. Titularii autorizațiilor de funcționare emise până la data adoptării HCL 392 au obligația ca până la 1 martie să actualizeze documentația. În caz contrar, autorizația de funcționare va fi suspendată. Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa Centrului de Informare a Cetățeanului sau Biroului Privatizare din cadrul Primăriei Municipiului Deva. Fiecare dintre noi poate să ajute și să conștientizeze situația gravă în care se află aceste persoane. În loc să dăm un ban din milă, putem anunța autoritățile locale sau organizațiile neguvernamentale, încercând să ajutăm cu adevărat aceste victime. Mâna întinsă nu primește ajutor, primește bani pentru traficanți. Cere ajutor, nu cerși. O campanie realizată de Ministerul Afacerilor Interne prin Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Thank you.